Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ți-a auzit că Mihai Tristariu, îl mai țineți minte pe Mihai Tristariu? Hai mă, Mihai, cum să nu știu ce vorbe. Mihai Tristariu e o legendă a muzicii românești. Cum cânta el? Ia uite, asta e, frate. Tu poți să faci așa? Nu. Ai văzut? Da, dar eu pot să fac alte lucruri. Da, ca avionul. Deci, Mihai, exact. Dânsul a zis că vrea să-și facă transplant de corp. Transplant de corp? Transplant de corp. A zis că este pregătit pentru transplantul de corp, ceea ce pe mine m-a luat prin surprindere, că eu credeam că pentru transplantul de cap se pregătește. A începuse cu părul deja. Și a zis că cred că și-a făcut transplant, nu? Păi asta zic, că da. A început cu părul și a transplantat păr și după aia urma restul capului. Dacă tot a început cu părul, să continue. Și făcea un transplant de cap și poate aveam... Transplant am făcut doar de păr, restul l-a epilat. Da. Știu. Da, și a dat foarte multe declarații. Colegii noștri de la Antena 1 relatează despre asta. Iată ce scriu, citez, el, adică Tristariu, s-a interesat foarte mult despre această procedură, după care a povestit pe larg despre ce este vorba. Cântărețul se orientează către un atlet. Deci dacă face transplant de corp, ar vrea să ia un atlet. Dacă ce vrea, să se reîncarneze într-un atlet sau ce vrea? Da, deci să-și transplanteze capul pe corpul unui atlet. Sau invers, să-și transplanteze corpul unui atlet la capul dânsului. Așa. Deci, a vrea să păstreze capul? Da, păi asta e transplant de corp, nu de cap. De transplant de cap ar avea nevoie, eu știu, o mulțime de oameni în țara asta care ar prinde bine un transplant de cap, serios. Nu, dar când ai zis de transplantul ăsta, am crezut că el vrea să-și păstreze doar creierul, practic. Și să ia toată... Ce rost ar avea? Să ia toată caroseria, cap-coadă, știi ce zic? Nu. Corpul vrea să-l schimbe. Deci corpul ar... de la gât în jos. Da, dorește atlet, citez, ca să iei un corp așa, trebuie să găsești un tânăr la 20 de ani. Toți vrem să avem 20 de ani și să fim înalți. Asta vrea domnul Tristariu. Mai bine își face un transfer de talonete. Dacă își pune talonete, ca domnul Robu, sau tocuri, n-ar avea nicio problemă să mai chinuie ta cu transplantul. Citez în continuare din domnul Tristariu. Serios, deci dânsul a făcut aceste declarații. Sunt citate de, cum spunea, de Antena 1. Ghilimele. E foarte controversată metoda. E deja scandal internațional pe această temă, în sensul că, na, e o situație în care să știi că capul tău stă pe corpul altuia. Deci el a mai văzut asta undeva și vrea și el sau nu înțeleg. Frankenstein. Dânsul, cred că citește niște site-uri care îi spun adevărul despre toate conspirațiile din lume, plus îi dau ultimele știri științifice. Uh-huh. Acolo a văzut scandalul internațional despre transplantul de corp, care evident nu există și nu există niciun termen în care s-ar putea face așa ceva. Nu este nicio procedură în sensul ăsta. Dar probabil că site-urile pe care le citește dânsul îi spun totul despre procedură și despre faptul că e scandal internațional. Noi n-am monstru. Monstru. Iată ce mai spune. Zice, nu e grozav, dar pe undeva este și interesant. Adică, mă, nu e cine știe ce dacă ajungi la nevoia de a face transplantul de corp în acest scandal internațional, în situația asta, da? Și procedura oricum e controversă, deci nu e grozav. Dar și e interesant. Am putea, nu? Cum ar fi? Și continuă, deci, zice domnul Tristariu, dacă va fi posibil, mi-aș lua un atlet. Adevărul că atleții sunt la îndemâna oricui. Da, nu, dar te duci la magazinul de transplanturi, la clinică, și aveți un mostrar, vă rog frumos, pantonar, acum, aveți? Stai puțin, acum depinde și de preț, bănuiesc că un atlet e ceva mai scump. Da, și domnul Tristariu nu e sărac. Adică nu cred că cineva ar vrea să-și facă un transfer de corp și să-și ia corpul meu. Înțelegi? Ar fi și ieftin. Da, adevărul că... Da, ar fi ieftin, dar nu știu ce să zic. E că dacă vrei butoi, nu te duci la magazinul de... Da. Dar pe mine m-ar interesa mai degrabă decât corp de atlet, m-ar interesa corp de persoană care mănâncă orice și nu se îngrașă. Adică, aici cred că e bătaie. Aici, dacă ar fi, dacă s-ar putea, las atlet, neatlet, să fie cât de cât. Poate să fie cocoșat. Nu, ai cocoșat. Să nu trag un picior după el. Greu să găsești haine. Spun eu. N-am probleme. Dacă mănâncă, se îndoapă și nu pune pe el. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.